Valeriu Iftime și Gheorghe Becali și-au făcut o obișnuință din a se întrece în replici care mai de care mai spumoase. De la contre legate de jucători și până la conflicte legate de bani, cei doi conducători de cluburi sunt de neoprit atunci când vine vorba despre apariții mediatice. Schimbul cel mai recent de replici dintre cei doi a pornit de la Valeriu Iftime, care a făcut o remarcă răutăcioasă la adresa modului în care Gheorghe Becali gestionează situația din cadrul echipei sale. Este greu de spus, dar la cum gândesc acum ar fi o distracție în campionat cu așa o echipă și cu Marius Croitoru ca antrenor. Cred că putem să gestionez mult mai bine aceste valori și ar fi fost mai profitabile pentru club. La prima vedere, Man, Coman, Moruțan și toți copiii au avut potențial extraordinar, dar au fost vânduți cu sume prea mici. Unii au fost vânduți cu sume bune, dar cel mai bun din România să fie vândut doar cu 10 milioane. România poate vinde jucători mai scump, a declarat Valeriu Iftime pentru Radio Gold FM. Replica lui Gheorghe Becali nu s-a lăsat așteptată. Dacă atât de deștept este el, de ce nu ia cu Botoșaniul campionatul? Ce are Bucureștiul? Îi mai dă do trei mușchi în plus jucătorului, este simpatic iftime. Eu nu mă supăr niciodată pe el. Cum să te superi când este condus cu 0 la 2 la pauză și îi dau mesaj felicitări pentru scor sau la final când ia bătaie. Îți dai seama, el e prea băiat bun și om de calitate. Nu am cum să mă supăr pe el. Altfel, nici nu îi răspundeam la telefon, nici nu vorbeam cu el. Mie îmi place mult să râd cu el, a declarat Gheorghe Becali la ProX. În momentul de față, FCSB este pe locul 2 în clasamentul primului eșalon fotbalistic al țării, în timp ce Fece Botoșani ocupă poziția a patra, după ce a reușit doar un egal în ultima etapă disputată la Ploiești în compania Chindiei Târgoviște.